Deci, bună ziua, stimați reprezentanții mass-media. Deci, astăzi noi, reprezentanții și membrii grupului de inițiative privind organizarea referendumului, privind revocarea din funcție a primarului general Dorin Chertoacă, așa cum și-am anunțat anterior, am depus semnăturile locuitorilor municipiului Chișinău în judecătoria sectorului Buiucani. Ținem să, în primul rând, să mulțumim toți membrii grupului inițiative care au muncit destul de productiv 2 luni, care au ajuns practic în fiecare apartament din capitală, care au trecut mai multe instituții, agenți economici, toate suburbiile municipiului Chișinău. Ținem să mulțumim toți locuitorii municipiului care au participat destul de activ la colectarea, semnăturilor. Ne-a fost propus ajutor din partea a mii de activiști din municipiul Chișinău, cei care vor o schimbare adevărată în acest municipiu. Cei care nu vor să mai tolereze în fruntea capitalei un individ irresponsabil, incompetent, ceea ce este deosebit de important, un individ corupt. Corupția în municipiul Chișinău a ajuns deja la cote maxime, alarmante, conform CNA, primăria municipiului Chișinău este cea mai coruptă instituție publică din țară. Dorim o altă capitală, credem că capitala trebuie să aibă un alt aspect, credem că capitala merită să aibă un plan urbanistic general, credem că capitala poate fi dezvoltată conform standardelor internaționale. În procedura de colectare a semnăturilor ne-am ciocnit și cu susținerea, dar și cu unele probleme despre care dorim să informăm opinia publică. Ne-am confruntat cu un comportament absolut inadecvat din partea primăriei municipiului Chișinău, structurilor municipale. Ne-am ciocnit cu situații când colectorii noștri, deci membrii grupului de inițiativă, au fost intimidați. Au fost intimidați și toți angajații a structurilor municipale care au vrut să semneze și au fost presați ca să nu semneze în listele noastre. Ținem să vă informăm că am avut mai multe situații ilegale în suburbiile municipiului Chișinău, acolo unde primarii, în mod special din partea Partidului Liberal, au refuzat să avizeze liste așa cum este prevăzut negru pe alb în lege. Împotriva tuturor funcționarilor publici, noi vom porni cauza în, așa cum prevede legea, sesizăm Procuratura Generală, ne adresăm în judecată ca acești funcționari să răspundă conform legii atunci când au blocat proceduri legale și pur și simplu nu au avizat listele din localitățile unde activează acești funcționari. În cadrul fiecărei instituții municipale, așa cum a fost în sănătate municipală, așa cum a fost în mai multe instituții de învățământ, atunci când oamenii au vrut să semneze și au fost intimidați cu scopul să nu semneze. Cu toate aceste situații noi ne clarificăm și fiecare funcționar va fi tras la răspundere conform legii. Apropo de Bubuieci, am zis că la fel și acolo s-a iscat un mic conflict. Da, în Băcioi, în mod special, primarul pur și simplu pe 2 zile a dispărut cu ștampila primăriei. Ceea ce este un caz ieșit din comun, am sesizat poliția a constatat acest fapt, faptul că lipsește la loc de muncă 2 zile primarul, ceea ce deja este o încălcare atunci când primarul este absent nemotivat. Și doi, a dispărut ștampila primăriei. Și nu, haideți, eu finalizez gândul și pe urmă întrebările. Deci, cu toate aceste situații, noi ne clarificăm. Însă, încă o dată, vrem să mulțumim la cei 10.000 de cetățeni chișinăuieni care au semnat pentru desfășurarea acestui referendum. Vă informăm că de aceea că nu am putut aviza mai multe liste, noi am depus astăzi 77.000 de semnături avizate și minimul necesar este 64.000. În realitate, noi am colectat peste 90.000 de semnături, dar am avut aceste probleme de ordin tehnic sau juridic și am avut anumite conflicte cu funcționarii responsabili. Vrem să vă promitem că în toamna acestui an, întrucât am îndeplinit condițiile legii, în septembrie-octombrie va avea loc acest referendum, vom întreprinde totul ca să obținem sarcină importantă și scopul de bază care îl avem în fața noastră, să scăpăm Chișinău de un individ irresponsabil și corupt.
Noi astăzi nu facem campanie electorală, noi nu spunem că trebuie să devină primar cu tare sau cu tare. Noi apelăm la toți chișinăuienii ca să participe activ în referendum și să-l demitem pe primarul general Dorin Chirtoacă. Mai departe, cetățenii vor ieși la vot și vor decide asupra următorului primar general, rămâne la discreția oamenilor. Noi avem angajament să asigurăm oamenilor acest proces că ei se pot alege alt primar general. Дорогие друзья, мы хотим поблагодарить всех, кто принял активное участие в сборе подписей. Нас были тысячи добровольцев, которые помогали собирать подписи членам инициативной группы. Хотим поблагодарить те 90 с лишним тысяч человек, которые, несмотря на различные провокации, подписали эти подписные листы. И благодаря вашим подписям мы сможем провести в столице, в нашем муниципе, провести референдум для того, чтобы избавиться от коррумпированного, некомпетентного чиновника Дорина Киртоака. Мы глубоко убеждены, что этот референдум пройдет в сентябре-октябре, и до конца года мы избавимся от этого деятеля. Мы сегодня не занимаемся электоральной кампанией, мы не говорим, каким должен быть следующий примар, кто он должен быть. Мы хотим обеспечить людям возможность избрать нового примара. Но мы уверены, что наша столица заслуживает нормального генерального плана. Наша столица заслуживает нормальных архитекторов, которые будут и того, чтобы все чиновники примарии, так как это предусматривает закон, проходили через публичный конкурс, и чтобы побеждали самые лучшие. Мы глубоко убеждены, что у нашей столицы есть необходимые деньги, но эти деньги надо правильно, корректно расходовать. Мы глубоко убеждены, что все те аукционы, которые проходили, и когда муниципий лишался за копейки земли, зданий, собственности, мы должны будем вернуться, пересмотреть и постараться вернуть все то, что за эти годы муниципий Кишинев потерял за счет коррумпированного руководства. Мы глубоко убеждены, что наша столица может быть чистой, она может выглядеть достойно. И строить можно так, как это строится во всех цивилизованных городах мира. Таким образом, чтобы у нас были зеленые насаждения, парки, объекты спорта. Таким образом, чтобы на месте детских площадок не появлялись уродливые дома. Для чести Мацкулеч, новенькая удата, вы молцумим, ши, аштептем туаты лумя, ла урне ледивота, тунчкэнд вафи, дисфашурата, чест референдум.